Trei din cei 7 slătineni care și-au anunțat dorința de a intra în bătălia pentru fotoliul de primar al Slatinei și-au depus candidaturile în penultima zi. Cu toții susțin că vor să schimbe în bine administrația slătineană, a cărei imagine a fost grav afectată în ultimii 2 ani. Prin această depunere îmi asum foarte multe responsabilități. Sper că împreună cu echipa mea de consilieri să ajungem să câștigăm alegerile locale la primăria Slatina. Este o zi importantă atât pentru municipiu cât și pentru echipa Partidului Național Liberal, care prin mine propune Slatinei o schimbare. O schimbare în bine, bazată pe un act administrativ corect, transparent, în interesul slătineanului. La biroul electoral de circumscripție a mai ajuns și cel mai tânăr candidat la primăria Slatina, progresistul Cosmin Ciorei.